Weekendul trecut, echipa de handbal junior 3 a clubului sportiv școlar Megidia a susținut un meci important. Handbaliștii megidieni au întâlnit pe teren propriu echipa AHC Dobrogea Sud Constanța, pe care a învins-o cu scorul de 35-29. Sâmbătă, la sala sporturilor Iftimiei Lisei din Megidia, s-a jucat meciul de handbal dintre CSS Megidia și AHC Dobrogea Sud Constanța. Partida s-a desfășurat în cadrul etapei a 10-a a campionatului național de handbal junior 3, seria C. După un meci intens disputat, sportivii megidieni s-au impus cu un scor ce nu lasă loc de interpretări, 35-29. Etapa a 10-a a campionatului național de handbal junior 3 masculin, un meci echilibrat din punctul meu de vedere, cu o diferență de 10 goluri la pauză. Pe parcursul celei de-a doua reprize am rulat întreg efectivul și ne-am menținut, să vă zic așa, la o diferență destul de mare față de ei, să putem să câștigăm acest meci. Unde va avea loc următoarea partidă? Următoarea etapă o avem în deplasare, în compania echipei Clubul Sportiv Orășenez Mizil. Ne-am întors mereu cu victorii de la această echipă, sperăm să fie un real succes pentru noi. Jucătorii spun că a fost un meci destul de dificil, dar tot ceea ce contează este rezultatul. A fost un meci obositor, greu, ca întotdeauna. A fost un meci foarte greu, dar ne-am antrenat mai bine și am reușit să câștigăm. Ce credeți că veți face în următorul meci? Noi sperăm să câștigăm, cunoaștem acea echipă și este una la fel de bună, dar prin multă muncă vom reuși să o batem. În urma partidei disputate sâmbătă, sportivii megidieni se află pe locul 1 în clasament cu 40 de puncte.